probabil ăsta a fost și unul dintre scopurile evenimentului, să fie puțin haz. Pentru că lumea de obicei când merge la muncă, toți pe metrou, mai ales când e aglomerat, ore de vârf, toți sunt cu mințile la propriile lor probleme, propriile lor griji. Puțin amuzament, cred că l-a făcut puțin bine. Mi se pare o idee foarte bună și care să nu mai îndrăznesc, mai curajos, chiar poate dacă eram și eu mai tânăr aș fi avut și eu curajul, dar așa. Chiar i-am privit, chiar mi-a plăcut. Totuși e o ținută, nu, mă gândeam că poate sunt, e o ținută totuși decentă. Evenimentele din ultimele zile, în special ce s-a întâmplat în Paris și auzind despre evenimentul care are loc astăzi, m-am gândit că e o legătură destul de strânsă, că faci ceva care nu ar trebui să ofenseze oamenii, ci din contră că nu face rău nimănui și se poate ajunge la alte lucruri cum s-a întâmplat acolo și asta am și văzut în metrou astăzi.